Spațiile destinate jocurilor de noroc sunt interzise pe o distanță de 300 de metri pietonali față de unitățile și instituțiile de învățământ, locurile de joacă pentru copii, potrivit unui proiect adoptat luni de Senat, care vizează modificarea Ordonanței de Urgență 77 din 2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Senatorul PNL Maramureș Cristian Niculescu Țigârlaș, președintele Comisiei Juridice din Senat, a declarat că, potrivit proiectului de lege care merge la promulgare, pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, operatorii economici trebuie să facă dovada că spațiul propus îndeplinește următoarele criterii. Nu este situat în incinta unităților de învățământ sau pe o rază de 300 de metri pietonali, inclusiv de campusurile aferente acestuia. Este la o distanță minimă de 300 de metri față de locurile de joacă pentru copii, zone definite ca fiind orice spațiu închis sau în aer liber destinat utilizării de către copii. Este la minim 300 de metri de sediul instituțiilor de credit sau a unor instituții financiar nebancare, așezăminte de cultură, sănătate, cu caracter social, de culte religioase și altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora. Conform noilor reglementări, agenții economici care organizează jocuri de noroc au la dispoziție un an să se mute din sediile actuale, perioadă ce curge din momentul în care legea intră în vigoare. Jocurile de noroc generează consecințe negative importante asupra categoriilor vulnerabile și mai ales asupra viitorului copiilor noștri. Trebuie să îi protejăm pe cei care cad pradă tentațiilor, în special pe copii, iar legea adoptată reglementează acest lucru. Fără păcănele la mai puțin de 300 de metri de școli, devine o realitate, a menționat președintele Comisiei Juridice din Senat, senatorul PNL Cristian Niculescu Țigârlaș.